Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem într-un mic părculeț din Sibiu, așteptând să vină primăvara, dar bucurându-ne de străbaterea postirii și a vieții noastre duhovnicești împreună cu Sfinții Bisericii. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului. O figură marcantă a vieții bisericii, un om al blândeții și al dragostei, un teolog care strălucește până astăzi prin cele scrise, prin cele rostite și prin cele dăruite nouă. Este participant la sinodul de la Nicea în 325 și este crescut ca unul dintre cei care primise de la Hristos îndemnarea și darul propovăduirii tainelui lui Dumnezeu. Ne spune prologul așa, era pe vremea când săpăturile poruncite de împăratul Constantin descopereau la Ierusalim locul Golgotei, mormântul Domnului și lemnul crucii sfinte a mântuirii noastre. Era vremea când împăratul ridica Marea Biserică a Sfântului Mormânt și Biserica Învierii, vremea când Ierusalimul păgânizat de romani începea să fie din nou maica credinței creștine. Această Biserică Învierii, Sfântul Chiril a slujit ca preot în tinerețea sa și tot aici, cu binecuvântarea episcopului său Maxim, a rostit el vestitele cateheze, cuvântări ce ne-au rămas de la el, pregătind pentru botez pe cei ce doreau să fie botezați și să se încreștineze în fiecare an de Paște. La 350, Maxim, patriarhul din vremea aceea al Ierusalimului, se mută la viața veșnică și atunci episcop al Ierusalimului este înălțat acest fericit Chiril, pe care astăzi îl pomenim ca atare. În anul următor, la 7 mai 351, a avut loc arătarea unui somn luminos pe cerul Ierusalimului în chipul Sfintei Cruci, despre care lucru episcopul a înștiințat, a mănânțit pe împăratul Constanțiu, dar după aceasta au început zile grele pentru dreapta credință, căci venind doi dintre împărații arieni, Constanțiu și Valens, împreună cu episcopii arieni, îndeoseb cu mitropolitul arian Acachie, au izbutit să-l scoată de dor din scaun pe Sfântul Chiril, apărătorul dogmelor învățăturii apostolești. După mai bine de 16 ani de surghiuni spre sfârșitul vieții, Sfântul Chiril se întoarce în episcopia sa și fiind om iubitor de pace, nu dă rânduială și rând răzbunării, ci caută să facă pacea peste Ierusalim, care și în vremea aceea, ca și în vremea de acum, avea nevoie de multă pace. Ne oprim asupra unui gând, numai acela că el realizează și transmite comunității creștine până astăzi 24 de cateheze, unele prebaptismale, iar altele baptismale, despre viața în Hristos, așa cum o cer tainele bisericii și apropierea de Dumnezeu. Sunt printre cele mai frumoase pagini de veac prin care lumea împărăției lui Dumnezeu este prezentă în mijlocul nostru și temele tratate acolo legate de taine, mai cu seamă de Sfântul și binecuvântatul botez, sunt în așa fel dăruite fiecare dintre noi, încât oricât de mult am vrea să spunem mai mult, pare că este greu. Un om care a destupat izvorul credinței, dăruindu-ne apa cea vie a învățăturii. Mâine este o nouă zi.